Potrivit primarului, la complexul sportiv se vor putea antrena și tinerii din localitățile învecinate, inclusiv din regiunea transnistreană. S-a antrenat în sala de sport a gimnaziului și respectiv pe stadion. Toată vara la noi stadionul este ocupat și satele vecine o să vină încoace. Which aims at building links with the citizens of the left bank of Nistru River. Ion spune că practică luptele libere de 12 ani, iar pasiunea vine încă din copilărie. Recent, el a ocupat locul 2 la campionatul republican de tinere. Tânărul are însă și alte pasiuni. La noi tot sat aproape de mici practicau sportul acesta. Și am fost odată, mi-a plăcut, după asta mai serios am apucat. Constantin e pasionat de atletică ușoară. El a deținut titlul de campion al Republicii Moldova în 2014 și 2015. Păi am mers de mic copil să practic sportul anume și am mers la atletică. Mi-a părut ceva mai interesant. Practic la noi e greu să faci acest domeniu de sport. Sătenii salută ideea deschiderii unui astfel de complex sportiv în localitatea lor. Avem și acolo sală sportivă, dar nu era încălzire, cu tot sufletul și cu ambele mâini. Ridic mâinile pentru ideea aceasta. Va fi mai bine că va fi la... Noi să jucăm în ploaie, cum jucam de acum pe terenul de mine fotbal. Răneam zăpada și jucam. Jucăm la altfel, în condiții mai călduroase, mai bine pentru iarnă. La complexul sportiv ce urmează a fi deschis la Șerpeni se vor putea antrena gratis toți pasionații de sport. Investiția Uniunii Europene este de 180.000 de euro, iar contribuția locală de peste 40.000 de euro.